Spațiul conștiinței. Spațiul de conștiință. Din perspectiva mea se face o confuzie între conștiință și conștiință. Conștiința este tot ceea ce există. Conștiința este cât percep tu din ea. Toată lumea vorbește că ai o conștiință înaltă. N-ai o conștiință înaltă. Tu conții în interiorul tău conștiința întreagă. De ce? Pentru că Dumnezeu te conține pe tine și tu doar trebuie să adergi, să te duci la nivelul lui de reprezentare ca să conții totul în interior. Adică să devii conștient de corpul mare reprezentativ pe care îl ocupi tu. Una e una, alta e alta. Da? După care în psihologie se vorbește de subconștient, supraconștient. Și tocmai ți-a creat o cameră perceptuală. Motiv pentru care am putea spune că psihologia te formează să gândești perceptual și să te separi de tine, din perspectiva mea. Zici, nu, nu se poate. Ba, se poate, din perspectiva mea, atenție. Și atunci vorbesc de subconștient, adică tot ceea ce se află sub tine și nu-l percepi. Supraconștient. Tot ce se află deasupra ta, deci supra, deasupra, sub tine. Cu alte cuvinte, stai pe ceva și ceva este deasupra ta, la nivelul perceptual. După care ce se spune? Stânga-dreapta am viitorul, trecutul, masculinul, femininul. Da? Spune, atașăm la supraconștient că este spațiul care țin de partea elevată. Și au dat au numit-o ca zona de raiuri, de zona de spațiilor extinse de conștiință înaltă, unde se află ființele eterate, maestri, lululu, adică alte stratificări, niveluri, da? Trepte și niveluri de rai, ca să zic așa, sau niveluri de iaduri. Alte niveluri în jos. Aici sunt ființele întunecate, acolo sunt ființele luminoase, perceptual. După care vorbim de inconștient sau conștient. Dar atenție, ce înseamnă inconștient? Care se află în... Ești conștient de inconștient? Nu, că dacă ai fi conștient de inconștient, ai fi conștient și atunci ar fi conștient. Dar este inconștient, care se află în conștientul tău, în interiorul spațiului tău de conștiință, dar de care tu nu ești conștient, ca și cum este închis în interior. Dar ți-a spus cineva că există și exconștient? Nu. Asta lipsește cu desăvârșire. De ce? Ți-a spus cineva că în afara spațiului tău de conștiință există și un exconștient. Da? Și vorbim de intraplanetar, extraplanetar. Planetar este locul în care ființăm. Intraplanetar în interiorul planetei, extraplanetar în afara planetei. Ce este extraplanetar? Nu știm, că restul, tot ce este ține de stratosferă în sus, ionosferă și toate zonele astea, totul este într-un amalgam de cunoaștere ascunsă, la volatilă. Și vorbim de inconștient, inconștient, în interior, dar nu ești conștient. Se numesc cai troiani. Nu? Cum s-a cucerit acea cetate? Au introdus un cal în care interiorul căului erau anumiți tovarăși și când s-a deschis calul, a ieșit tovară și au cucerit cetatea în timpul nopții. Exconștient, care este în afară zonei de conștiință. Și tu ești o globulă care cumva ești aici, ai în interiorul tău spații de inconștiență, care sunt de fapt acei viruși, paraziți care sunt în interiorul tău, de care tu nu știi, dar pe măsură ce tu știi că este real și sunt în interiorul tău, ei sunt în interiorul tău și accepți în interiorul tău o posesie. Atenție! În momentul în care tu știi că în conștientul tău se află zone inconștiente, este ca și cum accepți în interiorul tău spații perceptuale care, atenție, sunt infinite, adică fără final, din care poți să se creeze realități în interiorul spațiului tău de realitate. Se numește posesie, se numește că casa ta, cum ar să zice, templul tău, spațiul tău a fost cumva deschis prădătorilor, ca și cum intră pe o ușă, și sunt în spațiul tău, dar tu nu ești conștient de ei acolo pentru că ei sunt ascunși în dulap. Tu vezi dulapul, dar nu știi cine este în dulap. E adevărat sau nu? După care mă întorc și zic exconștient. În afara casei, stau în spațiul casei mele. Eu știu ce în afara spațiului mele. Nu, pentru că eu sunt închis în spațiul perceptual al casei mele. Trag storurile, pun zăvoarele și tot ce este în casa mea este real. Ce este dincolo de casa mea nu este real. Am spațiul orașului. Ce este în afara comitatului, da? Cum era la Hobiți. Cine a ieșit din spațiul Hobiților era zona aia. Doamne, a sărit gardul, a trecut gardul. Nu s-a mai auzit până acum să treacă cineva gardul, să meargă dincolo, în județul vecin. Cine a ieșit acolo? Marele erou al satului care când s-a întors, a vorbit, a întâlnit tot felul de balauri. Ăia sunt reali? Da, dar sunt în afara satului. În sat este pace. Nu? Vorbim de oraș. Vorbim de țară, România. Spațiul conștiinței al țării România. Inconștient sunt zonele care nu țin de România. Sunt zone care nu țin de România, da, sunt posesii, sunt națiuni care dețin spații din țara ta,
Da, sunt ale tale? Nu, ești conștient de doar ce este al tău, nu ești conștient de ce dețin alții. În afara țării. Și la fel. Depinde la ce nivel mă uit. Ce vreau să scot în evidență este faptul că atâta vreme cât eu consider că există ceva care este dincolo de zona de conștiență, mă voi mărgini în zona mea de conștiență și voi considera că ăsta sunt eu, prin definire, prin oglindire, în zona mea de conștiință și tot ce este în afară este altceva. Aici este altceva. Faptic este doar o separare reală, perceptuală. Cine a zis că este așa? Păi cine a zis? Vine mama și spune copilului, în afară este o problemă. Ce problemă este? Păi avem o problemă. Dacă ești în față din casă, acolo sunt mașini, acolo sunt balauri, acolo sunt tot felul de ticăloși care îți vor răul, care vor să te violeze, să-ți fure ceva, să-ți ia ceva. Faptic, este doar părerea mamei, adică părere transrațională. Și se întâmplă ca copilul ăla, nu știu ce se întâmplă, geamul rămâne deschis și într-o zi iese pe geam. Se plimbă prin curte și întâlnește o floare, întâlnește un animăluț, o rază de soare și brusc își dă seama că de fapt ceea ce a spus mama nu are nicio legătură cu realitatea pe care el o întâlnește și pune întrebarea. Ce e adevărat și ce e fals? Și răspunsul e simplu. Totul e adevărat și totul e fals, pentru că este totul perceptual. Și atunci îți pui întrebarea, care e realitatea și care este minciuna? Și răspunsul e simplu, totul e realitate, totul e minciună, până la iubire. De ce? Pentru că există un spațiu care le conține pe toate și care cumva le învelește într-o înfășurătoare pe toate și ușor-ușor le aduce pe toate înapoi în iubire. Care pe toate? Toate spațiile create și toți creatorilor, care, atenție, toți creatorilor la bază sunt iubire, doar că au căzut într-un spațiu de co-creere, în spațiu de materie. O zic eu? Nu, o zic specialiști, eu doar o repet. În momentul în care eu mă uit la aceste spații, care sunt foarte importante din punct de vedere psihologic. De ce? Pentru că viitorul, și nu vorbesc de psihologie, vorbesc de transpsihologie, de psihologie transpersonală, viitorul, trecutul se bazează pe percepții. Îți pui întrebarea, cum descoperim noi acum relicve din trecut? Păi simplu, înseamnă că au fost în trecut. Care trecut? Ăla perceptual. Păi cum a ajuns acolo? Păi dacă totul e perceptual, cum poate să ajungă acolo decât manifestând percepții în trecut? Se poate? Se poate. Nu? Cum? Prin toate posibilitățile care există, de la capacități umane și până la capacități non-umane. Și spui întrebarea, trecutul e real? E real perceptual.